strict o să fie interzis întrebuințarea băuturilor sau realizarea băuturilor spirtoase în piața mărilor naționale. Aici eu înțeleg că cei care își pierd capacitatea de mișcare, cum mi-a spus, dar totuși de Revelion se obișnuiește să servească o șampanie chiar și în piață. Aici cum va fi? Domn primar general, cum n-ar fi și șampana, tot este o băutură spirtoasă și o să fie strict din interzis ca să întrebuințeze băuturi spirtoase. Dar deja al doilea an practicăm, domn primar, când se permite și alăși izvar ca să, să fie realizat în piață și... Bine, am înțeles. Da. Facem o recomandare, atunci luați o sticlă de șampanie, scrieți pe ea izvar și prezentați-vă în piața mare de naționale care vreți să sărbătoriți Revelionul și poliția o să vă las să treceți. Trebuie găsit aici cumva o posibilitate să... Dacă... Pentru că și eu mi-amintesc când eram student, când eram tânăr, cum s-ar spune, da? Mai glumim. Și eu am sărbătorit de câteva ori Revelionul în piață și aici la Chișinău și la București când eram student și veneam cu sticlă de șampanie. Asta era regula. Bine, nu transformat în consum de, da, în beție chestiunea asta, dar aici trebuie găsit o posibilitate. Vânzarea, evident că nu, ținând cont de legislație și respectiv tot ce s-a făcut pe parcurs. Dar aici trebuie găsit o posibilitate. Nu știu, eventual ne vom mai consulta și dumneavoastră cum a fost anii. Presupun că și anii precedenți au venit oamenii cu șampanie, nu? N-au venit? Nu. Dar cu ce au venit? Au încercat să vedeau deja, mă rog, în piață, dar așa corect să întrebuințez sau cu șampanie n-au fost depistate, dar domn primar, dacă facem așa o mică paranteză cu anii precedenți când se da voie să fie realizate aceeași băuturi spirtoase, am avut multe... Dar ce anume s-a vândut în piață? N-am înțeles. Ce fel de băuturi spirtoase s-au vândut în piață? Nu am în vedere când până evenimentul care a avut loc pe ziua orașului, când la orice măsură se permitea să fie realizarea acelui băuturi spirtoase. Nu, numai la cram, ținut, era vorba despre... Da, dar la cram și la ziua vinului. La fiecare dată, domn primar, avem și traumatizat persoane care întrebuințează băuturi spirtoase, aruncă cu gărâfi, se mai calcă pe aceeași sticlă și se traumează picioarele. Am avut așa cazuri, nu unul și nu două. Parcă trebuie să ne civilizăm așa un pic. Noi asta ne dorim, ca să se civilizeze fiecare persoană, dacă păreri de rău, e asta e rezultatul. Da. Nu vezi că acum e iarnă, domnul Mușuc, trebuie și un pic de tărie ca să nu îngheți afară. Domnul primar general, dacă noi am să acceptăm toate este, e și așa mult întrebuințează, atunci cum ar să fie când or să vină în piață? Bun, am înțeles. Singura șansă e de urgență. Parlamentul a terminat lucrul sau nu? N-am reușit. Facem inițiativă legislativă și trecem și noi șampania la, cum se numesc aici, cum produse alimentare, da? Ca bere. Bere e produs alimentar, am înțeles, da? Nu, bere e băuturi spirtoase. Poftim? Bere e băuturi spirtoase. Nu, bere era alimentar, scrie în nomenclatoriu, țin minte. Șampania tot? Da? Bine, produs alimentar.